Dacă ați stat acasă de sărbători și vă doriți totuși o ieșire din cotidian, acum este momentul să o faceți. Primele 3 luni ale anului sunt ideale pentru călătorii, pachetele turistice fiind mai ieftine în această perioadă. Dacă ați vizitat deja Viena, Praga sau Paris, de sărbători poate că ar fi cazul să mergeți mai spre nord în Belgia. Dacă suportați umiditatea atmosferică specifică acestei țări, Bruxelles, Bruges și Ostende ar putea fi destinații încântătoare pentru o vacanță scurtă de iarnă. În lunile de iarnă, temperaturile nu depășesc 2 grade Celsius, ninge rar, dar puteți avea parte de ploaie și de chiciură. Dacă vă îmbrăcați gros, veți descoperi însă patria ciocolatei cu oameni primitori și calzi, cu orașe romantice și obiective turistice interesante. Noi am vizitat Belgia astăvară, dar am păstrat amintirile frumoase de acolo pentru a vi le împărtăși acum, tocmai pentru a vă da o idee despre o destinație atractivă în această perioadă. Nu ai nevoie de multe zile pentru a vedea Bruxelles, capitala Belgiei și a Europei. Nu are așa de multe obiective turistice ca Praga, de exemplu, dar asta nu înseamnă că nu este absolut fascinantă. Va trebui însă o săptămână pentru a vizita și Bruges și Ostende, orașele aflate la 80-100 de kilometri de capitală și care merită din plin atenția voastră. Noi am mers cu mașina cu un prieten la Bruxelles, dar nu aș mai repeta experiența pentru că drumul e lung și chiar dacă se merge mare parte pe autostrăzi, oboseala este foarte mare. Pentru Bruxelles există curse de linie, dar și low cost, de pe toate aeroporturile din România. Dacă faceți rezervare din timp, puteți găsi biletul de avion și cu 30 de euro de persoană și în 3 ore parcurgeți cei 2000 de kilometri. Noi nu am stat la hotel, ci la prietenul de care am pomenit, dar dacă știți să vă orientați, veți găsi la marginea orașului cazare și cu 40-50 de euro camera pe noapte. Aveți grijă ca hotelul să fie poziționat lângă o stație de metrou și totul va fi perfect. Metroul bruselez este foarte eficient și ajungeți repede oriunde vă propuneți. Fie că pașii vă vor duce într-o piață în aer liber din Anderlecht, unde localnicii merg în weekend să-și cumpere legume și fructe proaspete la prețuri bune, fie că veți ajunge în centru, peste tot veți simți aroma delicateselor culinare specifice locului, gogoși, plăcinte, cartofi prăjiți, stridii, cârnați și gofră, acoperite cu un strat generos de ciocolată și frișcă și fructe la alegere. Primul punct de atracție din Bruxelles este cu siguranță Grand Place, centrul economic și administrativ al orașului. Înconjurată de fostele case ale Breslelor cu arhitectura lor imposantă, Piața Mare este în permanență plină de turiști. Poporul de flori din spatele meu se așterne întotdeauna la jumătatea lunii august, în anii pari, timp de 5 zile. Noi ne-am nimerit exact într-un astfel de an par și ne-am bucurat de culorile superbe ce cuprinseseră piața și clădirile din jur. Hotel de Ville, primăria orașului, a fost prima clădire construită în piață. Aici am admirat, pe lângă ornamentele florale specifice sărbătorii florilor în care nimerisem, tablouri și tapiserii superbe. Astfel de obiecte veți găsi și la Maison du Roi, care adăpostește muzeul orașului. Taxa de intrare în primărie este 5 euro, la fel ca la muzeul din Casa Regelui. În Casa Breslei Berarilor se află muzeul berii. Intrarea costă 5 euro și pe lângă o incursiune în fabricarea berii, pe care o veți vedea pe un monitor, veți primi și un pahar de bere. În Belgia sunt peste 1000 de mărci de bere, așa că aveți de unde să alegeți. Aici și nu numai veți găsi bere blondă, brună, cu fructe, filtrată sau nefiltrată, dar indiferent de sortimentul pe care îl veți alege, veți constata că are un gust deosebit față de ceea ce ați gustat vreodată. Multe dintre sortimentele de bere au fost făcute de călugări în mănăstiri. Chiar și astăzi există anumite mărci produse exclusiv în mănăstiri. Prețurile diferă în funcție de marcă, de gradul de alcoolizare, dar și de locul din care cumpărați berea. Există produse care pornesc de la câțiva eurocenți, dacă le cumpărați din supermarket, dar și la 5-6 euro o sticlă de 500 de mililitri, un preț decent pe care îl veți întâlni în orice braserie sau restaurant. În ceea ce privește mâncarea, belgienii se mândresc cu faptul că ei au inventat cartofii prăjiți și că frites, așa cum le spun ei cartofilor paii franțuzești, au apărut prima dată în țara lor. Mai puteți încerca stridiile prăjite, care merg foarte bine lângă cartofi. Prea puțin turiști aleg însă acest fel de mâncare. Cei mai mulți preferă șaormeriile pe care le veți găsi la tot pasul, fie că sunt libaneze, turcești sau iraniene.
Tot aici veți găsi și mâncarea la preț mai mic, un platou cu carne, cartofi prăjiți și salată, costând aproximativ 8 euro. Statuia de bronz a soldatului căzut atrage ca un magnet turiștii. Se spune că cine atinge statuia va avea noroc. Câțiva metri mai încolo de piață îl veți găsi pe Manneken Pis, băiețelul care face pipi și care vă va uimi prin mărimea lui, foarte mică în comparație cu reputația. Legenda spune că acest băiețel ar fi salvat dintr-un incendiu orașul prin cel mai firesc gest al unui om. În mod normal ați rata statueta fiind pitită într-un colț de clădire, dar cum în jur sunt tot timpul turiști, măcar prin marea de oameni și tot veți fi atras în acel colț de stradă. Statueta este așa de iubită de către bruselezi, încât încă din secolul XVIII aceștia au început să-i facă diferite costume, încât acum are peste 800. În Grand Place veți întâlni des artiști locali care vă vor încânta cu muzica, picturile sau creațiile lor de orice fel. Aproape veți găsi și galeriile regale de Saint-Hubert, primul centru comercial acoperit din Europa, construit în 1847. În magazinele elegante de aici veți găsi cadouri foarte frumoase, dar scumpe. Cadouri deosebite puteți găsi și pe stradă, în târgurile organizate periodic. De la bijuterii vechi până la tablouri sau obiecte de sticlărie, bazarul de antichități vă poate oferi suvenirul perfect. Din Belgia puteți duce drept suvenir celor apropiați ciocolată de calitate superioară pe care o veți găsi în mai toate magazinele de aici. În afară de gustul extraordinar al pralinelor și de ambalajul foarte interesant, magazinele încântă prin design. Aproape în oricare veți intra, magazinele arată ca din povești și vă veți aștepta ca oricând după un raft să apară un pitic meșter în ale ciocolateriei care să vă servească cu delicatesele de acolo. De fiecare dată când vizităm marile orașe, intrăm și într-o biserică. La Bruxelles am vizitat Biserica San Nicolas, frecventată de meșteșugarii din Grand Place încă din secolul XIV. Aici se simte aroma medievală a orașului mai bine decât în oricare alt loc. În secolul XVI, lăcașul de cult a fost profanat de către protestanți, fiind reconstruit în 1950. În Palatul Regal al Belgiei, intrarea este gratuită. Clădirea este foarte rar folosită de familia regală a Belgiei. Terenul pe care se află Palatul Regal, din Bruxelles, a făcut parte dintr-un proiect regal ce datează încă din Evul Mediu. Acest palat medieval a fost construit în a doua jumătate a secolului XI și în prima jumătate a secolului al XII-lea și avea înfățișarea unui castel fortificat care reprezenta prima linie de apărare a orașului Bruxelles. Era reședința ducelui de Brabant. De-a lungul anilor, palatul a fost reconstruit și renovat, extins și îmbunătățit pentru a reflecta statutul ducelui de Brabant și a succesorilor săi. Nu am avut timp să vizităm Atomium, Mini Europa și Parlamentul European pentru că ne-am dedicat o bună parte din vacanța noastră vizitării orașului Bruj, despre care o să vă povestesc în emisiunea de săptămâna viitoare.